La Catedrala Patriarhală din București, credincioșii care au venit din Zor să ia aghiazma mare au primit sticle de un litru alături de anafură și câte o iconiță. Cât de importantă este aghiazma? Foarte importantă, dar totul e să crezi. Preafericitul patriarh Daniel a oficiat slujba Sfințirii Marea Apei și a binecuvântat miile de credincioși care au urcat colina Bucuriei. E soarele Harului Sfintei Treimi. Prin apa aceasta se curățește sufletul și trupul. Am 88 de ani și am venit să iau aghiazmă pentru că e necesară în casă. Aghiazma mare se bea pe nemâncate timp de 8 zile. După 14 ianuarie se ia cu dezlegare de la preot. Praznicul botezului Domnului a fost sărbătorit și la malul mării. La Constanța, peste 4.000 de credincioși au asistat la slujba ținută în portul Tomis. Suntem mamă, fiică și copilașul meu. Da, trei generații suntem astăzi aici. Ne bucurăm că este ziua și frumoasă și că se poate face procesiunea, într-adevăr, cu un număr mai mare de oameni. La finalul slujbei, arhiepiscopul Tomisului a mers cu o barcă pneumatică pe mare, a sfințit apa și a aruncat trei cruci de lemn. E sărbătoarea vieții. Bobotează, ne aduce viață, lumină și atâtea daruri. După atâtea înspăimântări și atâtea prorociri, atât de sumbre. Cât rece este apa? Are în jur de 7-8 grade. Foarte rece apa. E a doua oară. Ai simțit, nu știu, anul trecut a fost mai bun pentru tine? A fost foarte bun, da. Și am simțit lucrul ăsta. La Galați, 8 temerari s-au aruncat în apele Dunării. Cel care a reușit să ia Sfânta Cruce este Alexandru Gherghișan, de 36 de ani. Mama mea, Dumnezeu suferte, s-a prăbădit. Și am promis mamei mele că o să prind o cruce bună. La Brăila, un fost sportiv, Răzvan Rahel, în vârstă de 35 de ani, a fost norocosul care a reușit să ajungă primul la cruce. Prima oară când a aruncat? A 12. A 12. Și a prins de câte ori? O dată. Asta e a doua. Intrarea și ieșirea Mântuitorului din apele Iordanului au fost marcate și de românii din Suedia, care au asistat la Sfânta Liturghie oficiată de Părintele Episcop Macarie, iar apoi au mers pe țărmul Mării Baltice, unde crucea a fost aruncată în apă, iar un tânăr înotător a recuperat-o. Apa, într-adevăr, este seva Universului și a tuturor elementelor cosmice, iar prin sfințirea apei se sfințește întreaga lume. Boboteaza este una dintre cele mai importante sărbători, atât pentru creștinii ortodoxi, cât și pentru cei catolici.